Tu l-ai, doamne, tati vă salută, șeful Miciulete, și bine m-am regăsit la un nou episod de 5M. Astăzi, după cum ați putut vedea și în titlu, ne-am cumpărat o mașină de daily, ne-am cumpărat Dacia Logan. Tocmai ce am scos-o acum din garaj, sunt gherlă, sunt pagubă, mai am în cont 46 de dolari, nu dă mii, doar 46 de dolari, nu vă gândiți. Așa că va trebui ca de acum înainte să ne apucăm și noi de muncă ca lumea. Hai să vedem Dacia asta, uitați-o ce frumoasă e Loganul, tocmai l-am scos, hai să-l parcăm și noi aici frumos. Să dăm ceva ture cu ea, dacă îmi dau ăștia amendă acum trebuie o să fiu pe minus în bancă. Puteți să zicea interior, nu uitați să susțineți și voi acest episod cu un super, super mega like și subscribe, că mă ajută enorm de mult. Deci vă rog eu foarte mult în suflet să faceți acest lucru. Deci ceasul e 10 și 10 acolo, hai să vedem cât e ceasul aceea, 7 și 12, mă rog. Liniile de benzină de toate full interior, tot da, ce ești nebun. Hai! Auziți-o, mă. Uite-o, mă, ce să-mi fige. Hai să vedem ce reușim să tunăm și noi pe aia. Dă 46 de dolari, să vedem ce frumusețe o putem face și noi. Loganul, tati, 16 valve, ești nebun, auto, mă. Uite-o, mă, asta e o mașină daily, să vedem și ne plimbăm noi cu Loganul. Ca un adevărat român ce suntem, că sunt niște românii noi. Trebuie să mă bag și aceea. Ăla-i, mă. Hai, mă, să vedem. Vizual. Hai să vedem ce tunăm vizual. Rispray. Primary. Un dolar costă. E căsăt. Mi-ar plăcea să o am mai multe culori, dar cred că ar arăta interesant o Dacia albă, un Logan alb sau să-l facem roșu. Logan roșu, frate. Adică Loganul roșu e Loganul românului. Sau cum să fac, mă? Rozul ăsta, ce dracu să mă pizdă. Vezi că ar fi interes. Nu știu, mă, nu. Astea nu sunt, mă, culori. Asta e culoarea de adevărat, dar cred că o fac albă, mă. Cred că o fac albă, dar nu albul ăsta așa. Cred că un alb ăsta așa mai închis, un pic spălăcit, ceva de genul. Sau albă-albă. Mă, chiar nu știu. Eu zic să o fac albă-albă. Să facem albă-albă sau neagră, mă. Albă-albă sau neagră. Ha, mă, face neagră. Dă-o, mă, ăsta, că n-ar arăta așa rău. Dă-o, mă, ăsta, neagră să fie. Secondary color. Nici nu știu ce schimbă pe aici. La color am terminat. La agență. Cât costă agențile, mă? Sport. Nu avem money. Nu avem money. Nu se poate. Doesn't exist money. Sau putem. Sau avem. Nu, mă, nu avem money. Ce avem 45 în cap. Aie. La asta nu putem schimba nimic. Aie, tati. Face și noi asta măcar neagră. Mi-a luat 16, ești nebun numai. Sunt gherla acum, nu mai am nimic. Măcar neon să-i pun și eu. White, blue, ca să arate mai pervers, ești nebun. Neoane pot să-i pun? De 7 dolari, alem. Pun niște neoane de moare lume. Dar nici nu merge să-i pun neoane. Why? Mă rog, hai. Ăsii le fac. Așa. Așa ele fac. Mamă, mai am 12. Ce mai fac eu de 12? Nu mai pot face nimic. La engine, nimic. La frâne, nimic. 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 Nimic, uai, frate. Și la turbo nici nu mă mai că sigur nu e. Lasă-l, tati, e bine și așa. Uite-l, mă. Uite-l, perversul ăsta. Ia, uite-l. Dăm cu spatele. Bip, 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 bip. Ăla-i, mă, uite-l, mă. Negru, frumos, jante. Ia uite aici, vă dau flash-uri. Vă dau flash-uri, flash-uri, flash-uri. Un Logan pervers. Un Dacia Logan pervers. Hai să mergem și noi facem o poză de asta șmecheră. Unde facem noi poza? Uite, mă, că ți-ai gura ta. Uite aici se face poză de Logan, dacă, dar voi nu știți că aici asta e poză de Logan. Parcăm în primul rând la handicapați. Și nu, mă, nu, stai că nu aici e poză de Logan. Am încurcat eu. Aici e poză de Logan. Asta e tati. Poză de Logan, uite, mă. Golanul nostru un pic tunat. Ăla e, mă, hai, mă, tati. Hai să dăm mașina noastră cum merge. Să mergem să-i facem plinul. Bine, plinul cu ce bani mai am și eu, așa că de toți banii pe care mai am, mergem și băgăm în mașina asta. Aolo, ne asigurăm. Tragem dreapta și mergem regulamentar cu 70. Știu că putem să pun și limită pe jocul ăsta, dar nu mai știu cum putem să pun limită. Uite-o acum. Îl vedeți, da? Uite-l. Uite ce crește acolo în bord. Oh, shit. Bă. Vine după mine. Zice că sunt beat.
Mi-a făcut cu alea. Fai, futu-s lunița, mătii. I-a făcut aici, gata, m-a luat. M-a luat iară garda cu locarul, ce idiot sunt. Ce idiot sunt. Iar m-a luat garda, iară m-a luat. Ha. Pentru neoane. 30.000 de geamul în jos. Băi, cum îl dădeam în jos, fătuți luna, mătii? M-au zis domnul! Da! Aaaa! Stai, șefule, că s-a blocat pe taraba asta butonul, nu pot să mai dau, că era electric, nu mai merge să-l mai dau în jos, geam. Am înțeles. Bine, puteți să vă urcați înapoi, că v-au și prin asta. A, gata. Da-aș. Că e deschis acolo, așa. Așa, gata. Permiteți-mi să mă prezint, inspector șef de poliție Farestic, da, departamentului de poliție Paletobei. Să-mi prezentați și mie buletinul împreună cu actele dumneavoastră și ale autovehiculului. Da, imediat. Hai, și acum să-mi ceară ăsta buletinul, să-l dau. Scoate agenda, tâsle. Unde vă îndreptați astăzi? Mă duceam la mine, voiam acum să mă culc, că nu mai pot de sol, nu știu, cam m-a țipe și la volan chiar. Acceptă. Ha. Domnul Mircea Dani, da? Da, da. Mircea, vă rog să rămâneți aici în autovehicul cu mâinile pe lan și cu motorul oprit, vă voi efectua o verificare rapidă și iar după aia o să vă spun și motivul pentru care ați fost tras pe dreapta. Da, da, da. Bă, dar ce motiv am fost tras pe dreapta, că nu înțeleg. Maxim că am fost gen pe aici, pe zona asta și am luat-o mai în dreapta, atâta că am mers cu viteza. Mamă, cred că am ieșit sau m-am băgat aici pe interzis. Ce am făcut, mă? Dar nu știu ce am făcut, să nu... Dacă îmi dau amendă, sunt mort. Deci mai am... Uitați-vă puțin. 12. Pe 12. Stai așa. Mai am 12 în bancă. N-are ce amende să-mi dea, că n-am să o plătesc. N-am bani. Bun, domnul Mircea. Poate n-avea trebuie. Motivul pentru care ați fost tras pe dreapta? Bănuiesc că am luat un pic acum când am ațipit la volan mai în dreapta. Mai să mor pe trotuar. Nu, dețineți folii. Pentru folii! Pildă pe geamul din fața la autovehicul care este ilegal. Da, aveți dreptate. Fai, da. Aveți o justificare? Sunt legătură cu această faptă pentru care v-am tras pe dreapta? N-am, domnul, nicio justificare. Le-am pus și eu așa, că neagră, că alea să arate mai mișto, dar... M-a prins. Ce să fac? Am înțeles. Mă duc la dau jos. Sunt conștient de faptul că pot să vă sancționez contravențional pentru acest lucru. Da, sunt conștient. Dar șefule, dacă mă lași acum, mă duc și dau totul jos după ea. Numai nu-mi lua stalor, nu vă rog eu. Mașina mea daily, mă duc la muncă cu ea. Rămâneți aici, vă rog. Da, da, da. Și acum dacă fug, ce se întâmplă? Zici, luăm talonul? Ia. Mă lasă. Mă iartă. Băi, Dumnezeule, m-a iertat de data asta. Bun, o să fiți sancționat cu un avertisment scris și cu 3 puncte de penalizare pe permisul de conducere. La acumularea a 10 puncte pe permisul de conducere veți fi sancționat contravențional și vi se va reține dreptul de a... Aha. Conduce da, pe drumurile da, publice un autovehicul timp de 30 de zile. Am înțeles, mulțumesc, Dumnezeule. Da, m-am oprit pentru folii, băga mea. Și acum se des cum iese eu aici, fac dreapta și dau în gușă. Băga mea și eu. Aici este procesul verbal, aveți ceva de constatat? Nu, n-am nimic. Ok, vă rog frumos să-l luați. Este semnat și avertizmentul da, scris. Da. Slash mi semnează. Bun, sunteți liber, circulați. Mulțumesc mult. Drumuri cât mai lungi, să trăiți. Gata! Am scăpat! Am aici stop. Ne uităm stânga-dreapta. Ăla-i tat. Doi, mă, fii mama voastră de poliție. Păi, dar voi vă luați cu mine, mă! Sunt pe minus în bancă, ești prost? Mi-am luat acum o momentă. Nu, mai am 13, nu, cum mai am mă 13? Cred că mi-au luat cât a putut, dar hai. Bă, nu mai zic nimic. Opresc aici la roșu. Opresc la roșu, mă, ca regulamentar să stăm și noi aici. Doamne, deci nici n-am apucat să mă bucur de asta. Da, știi ce trebuie să fac? Mă duc, nu, acum pe bune. Bă, ce mișto. Mă duc și la folii, nu le dau full negre, că ați văzut ce s-a întâmplat. Așa că, haideți totul să le mai iert un pic.
Dar oricum mașina asta e casedra, deci asta e mașina asta daily. O să strângem bani, o să muncim și apoi o să ne luăm o rachetă. Să vedem dacă suntem în stare să vindem în episodul următor. Vreau, aș vrea să vând și For Festival. Nu te văd, polițistule. Bossule, nu se poate, nu? Ce se poate? Voiam să dau și o foliile astea jos după mașină. Hai că te ajut eu, te ajut eu. Mă ajută ăsta. Stai puțin să se... Haideți, domnule, ieșiți sau intrați? Ce vă? Dă să iasă ăsta, mai lăsați să mă împace cu zbieratul vostru. Veniți aici, da, da. Mergeți acolo ca să vă ajut. Ce să mă ajut, mă, când mă fac singur? Ha, aia e tare. Dacă mă înțelegeți, trebuie să selectați de acolo din catalog. Da, da, șefule, știu, 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 știu că... Și mi le dau eu. Da, că mi le-am pus adineaurea și m-a prins garda și... Da, da. Vă înțeleg, vă înțeleg. Ia, deci... Ia, șefule, acum. Trebuie să selectați da, acolo da, în catalog da. Și... Ia, mă, dar n-am bani. Bosule, nu da. Te supăra, mă, ajungi și pe mine cu 16 dolari, că n-am la mine și... Și stai să văd dacă am la mine. Bă, ce sărăcie, vin să-mi dau foliile jos și n-am bani. N-am nicio la mine, am decât bancă. Dacă vrei, poți să-ți dau un... adică îți trimit din bancă, că merge. Da, dacă mă poți ajuta. Stai. Ok. Spune-mi rolul tău. Imediat. Bă, ce trebuie să-i zic? 3, 8, 8... 388 0196 Leșină. Bă. I-ați primit? M-am dat 20 să fie acolo rotund. Imediat. Cum e accent mă eu al ăsta? Primărie. Ce trec cu ăsta? Total. Taș. Da, da, am primit. Mulțumesc. Ia, gata mă, tati. Ăla e mă. Așa, stați să vi le și dau jos. Da, da. Hai, acum face asta o leacă roleplay pe aici. Mai are sculă. Bă, da, ușa asta e handicapată că nu se închide. Mă, da, cum? După mă aveam mă și eu ăla, nu? Sau R? Y. Nu. Așa. A, după U, mă, așa, mă, tati, mă, că știam eu, nu mai îmi venea mie acum. Hai, mă, mașina asta. Deci, mergem acum, scoatem banii pe care avem, îi facem plin, plinul. Îi băgăm de câți bani avem și după aia... Aici ne vom opri cu cam episodul. Am tunat un pic, ne-a prins și poliția. A fost un episod mai scurt. Hai să văd dacă găsești pe cineva ca să întreb dacă... Mama iar garda. Să nu pornesc becurile, să nu pornesc becurile că văd ce am pe ele. Și mă ia, și mă ia. Mă ia garda. Ce o zi pe ăștia? Băi! Am mers să-mi sânină. Mama. Mă scuzați că tot apăsă butonul ăla. Ok, hai să scoatem acum tot ce avem. Depune, retrage. Sumă 16.625. Alem. 16, aia trebuie să-i las. Am retras 16 și de 16 îi facem plinul la Pantera Neagră. Eu cred că sunt bântuit de poliție, deci m-a oprit de nou poliția. Deci a văzut, deci m-a luat de nou poliția și m-a luat pentru folii. Eu am mai scos folii, dar nici acum nu cred că e bine că... Hai că le scot eu după aia de tot, știți? Ce vreau să zic, acum e cam ridicat și de-aia. Hai că le scot eu după aia de tot. Mă rog, hai să fac un pic și eu roleplay. Le scot eu până la urmă după aia de tot. Și perversele astea ar trebui să le scot. Ochii ăștia de șuim ar trebui să-i scot. Da, hai să zicem că pe ăștia mai las o leacă. Ăștia mai las un pic. Hai, verde. Uce crește acolo. Sunteți pregătiți, mă băieți, să vedeți aici un plin la gheară. La gheară, la mașina asta, la frumusețea asta. Și eu dacă am pe cineva, un cumpărător după aia ceva, vine și mașina, dar nu cred că avem. Da, mă, nu pot să fac. Ia, g. Nu, stai să mă duc acolo. Ia, g.
Iar e bugul ăia, se de mie dacă e bugul argint, dacă eu bag mai mult decât am, dacă îmi bagă. Da. Deci eu vă arăt buguri pe jocul ăsta, voi dacă băgați de mai mulți bani decât aveți, vă bagă efectiv în mașină. Și rămânem, ceea ce e super șmecher, ești nebun, uite câtă bag aici. Avem plată de zero. Deci e ești nebun, e tot ce vrei, ia. Poți să bagi până la 18? Da. 19 acum. N-ai o treabă, doar că durează aici un pic, dar până la urmă full, mă rog, full. Bași câtă vrei dacă e să o luăm așa. 20 acum. Așa, tati. Băgăm, hai să nu băgăm chiar de 100% că durează mult și asta e partea nasoală. Dar hai să băgăm și noi de, nu știu, 70. Băgăm de 70% mașină. Să vedem și noi cum crește acolo acolo, că mor eu acum la volan. Aia de jos din stânga, cum crește așa pervers rău. Hai, mai lăsăm așa la 67 de omos. Îi mai fac eu după aia schema. Ia uite, mă. Ăla-i, mă, tati. Uite, mă, pervers asta, perversul ăsta de Logan. Și cam asta a fost, ne-am luat o mașină daily. Un videoclip mai scurt de 5M, de ce să mint. Ne-am luat o mașină daily, o mașină care ne va ajuta. Dacă înainte ne vom duce pe la sărui și pe la alea, o să muncim dacă înainte. Și o să încercăm data viitoare să vindem și Ford-ul, mai ales că e tunat, e blan rău de tot. Eu am fost Minciulete GMG, GMG, mă rog, nu ne-am decis încă. Și nu uitați să susțineți acest videoclip cu un like super forță neapărat și un subscribe. Și noi ne vom reauzi data viitoare. Pa, pa!